Cum rescriem ADN-uri? Mă întreabă lumea ce poate să facă să rescrie ADN-ul. În primul rând, să înțelegem că avem, marea majoritate a oamenilor au undeva în jur de două lanțuri de ADN, unii nici pe alea complete, iar alții accesează cât mai mult din cele 12 pe care putem să le avem în spațiu pe care îl avem disponibil în interiorul nucleului. Deci, practic, ADN-ul nostru poate să conțină 12 lanțuri sau 2 lanțuri. Cu cât mai mult noi ne investim timp, atenția, energia și resursele în direcția trezirii sufletului, amintirii de sine, a ne reaminti cine și ce avem noi de făcut pe lumea asta, de ce am venit, de ce suntem oameni, care-i treaba noastră în interacțiunile dintre unii și ceilalți, interacțiunea noastră cu întreaga planetă, cu toate stelele pe care le vedem deasupra capului seara. Deci, cine suntem noi? Care-i treaba noastră? Pentru că altfel ADN-ul nostru a ajuns să aibă acei telomeri scurtați. Deci, practic, când se recitește ADN-ul și se recitește tocmai pentru a ne înnoi celulele, această înnoire a celulelor se face disfuncțională, adică se face cu greșeli. Realitatea este că nu sunt greșeli, da? În biologie unii le numesc greșeli, deși ele nu sunt greșeli, ci sunt consecințe ale felului, hai să zicem, imatur, emoțional și sufletesc în care ne trăim viața. Noi încă așteptăm să vină din afară Dumnezeu, o grație divină, să ne trezească sufletul, să ne conecteze cu sinele nostru și nu, se întâmplă o magie. De magia asta noi să nu contribuim cu nimic la ea și ca un copil mic care așteaptă să vină Moș Crăciun și restul treburilor să le facă mama și să nu-și asume nimic, să trăim aceste lucruri. De fapt, lungimea telomerilor și creșterea numărului de lanțuri de ADN se face prin a ne activa corpul, prin a ne pune întrebări existențiale, cine suntem, de unde venim, care-i treaba noastră, ce-i cu Dumnezeu, ce-i cu diavolul, ce-i cu lumea asta și să vedem ce suntem de fapt, care-i treaba noastră și putem și să lucrăm asupra corpului ca să avem o minte mai limpede, să putem să punem întrebările astea cu starea de meditație, de rugăciune, cu a face duș urești dimineața și seara, ca să putem să ne odihnim mai bine, să ne culcăm undeva în jur de 9-10 seara și să ne trezim între 1 și 3 dimineața, să folosim cele mai potrivite vibrații și resurse energetice pe care le accesează întreaga planetă. Dacă știm lucrurile astea, putem să activăm telomerii mult mai ușor și practic să ieșim din lumea asta într-un mod conștient, pentru că altfel ADN-ul nostru își spune cuvântul și ieșim unii cum ori intrat.